în proiectul meu de management și în înștiințarea care a avut-o Consiliului Județean la începutul acestui an, când în ianuarie s-au stabilit tarifele pentru tot ce înseamnă prestații ale Consiliului Județean, ei bine, nu ne-ați văzut pe acolo, fiindcă noi nu modificăm prețurile. Nu modificăm prețurile acest an și asta este cuvântul pe care îl dau față de vizitatori, fiindcă nu se justifică să modifici prețurile în condițiile în care ai ajuns în situația de suficiență financiară economică. Ce înseamnă asta? Ai ajuns în situația în care nu mai consumi bani de la buget, bugetul județului. Deci degrevăm bugetul județului prin faptul că mai mulți vizitatori înseamnă mai multe venituri și preferăm să încasăm puțin de la mai mulți decât mulți de la puțini. În felul acesta ne facem și mesajul educativ și județul Constanța își face datoria față de turist și față de locuitor prin faptul că furnizează un serviciu educativ și de edutainment, adică educație plăcută, îl furnizează la un preț convenabil. Adică un preț de 9 euro adultul și, atenție, 2 euro copilul în plin sezon, este cu un preț care include delfinariul și microrezervația, este un preț care nu-l mai întâlnești în alte delfinarii. Mergem la Varna și sare de 12-13 euro în sezon prețul pentru adult, iar la copil nu e la sfert. Legea învățământului ne obligă ca elevii și studenții să aibă reducere de 75%, deci să fie la sfert. Noi am completat și am propus Consiliul Județean anul trecut. Punem copiii, nu elevii, studenții. Nu poți să-i oblig pe cei care vin la mare. Sunt evident elevi, dar n-au carnetul de elev vizat. Sunt studenți care au terminat anul. Nu și-au vizat încă carnetul pe anul următor sau pe vara respectivă. Și în consecință știm că sunt studenți, anul 3 la nu știu ce, și tu nu-l primești. Nu, domnule, am făcut de așa manieră ca tot ce înseamnă copii să intre la sfertul acesta și, bineînțeles, studenții să fie primiți în baza actului doveditor. E bine, în acest fel, județul Constanța, cum spuneam, are o ofertă turistică care este pe lângă tentantă și posibilă de accesat, simplă, adică mai ieftină, să spunem așa, lesne, cum se spune la Ardeal, puțin costisitoare. În felul acesta ne asigurăm ca și cel care nu are o sigură tentație de a vedea animale și de a învăța despre ele și de la ele, să vină. Am avut în anii trecuți situația în care adulții rămâneau afară și intrau copiii. Nu se poate. Copiii sunt foarte importanți. Ei vor gestiona natura și mediul peste 20 de ani, 15 ani. Însă adulții fac asta astăzi. Sunt extrem de importanți. Ei trebuie să înțeleagă că în mare există delfini, când sunt pescari, când sunt marinari, când sunt lucrători la sonde. Trebuie să știe că acolo există viață și această viață este foarte interesantă și animalele sunt inteligente.